Nu știe despre această nouă relație ta, este și nouă relația. Da, ne. Foarte nouă. Cât... Ca să spun așa, o relație, e mult spus o relație, să știi. Sincer la... să fiu. Sincer să fiu. În faza de acum în care ea vine și vorbește lucrurile astea, deja nu cred că s-ar speria de cuvântul ăsta. Probabil că da, nu s-ar speria. Într-adevăr, spui adevărul. Dar îți dai seama că noi, după evenimentul respectiv, am stat mult de vorbă. Am stat de vorbă de la 8 seara până a doua zi la ora 5. Am stat de vorbă în continuu despre lucruri. Adică chimia comunicării a fost fantastică. Aveam o spaimă vis-a-vis de toate acuzațiile care ți s-au adus ție în trecut? Păi lucrurile au început foarte simplu. Am stat la o masă cu toții, da. Cu Ana, cu Marius, cu Dragoș, cu Cătălin. Oana Roman. Cu Oana Roman. Marius, soțul ei, da. Ca să înțeleagă lumea. Da, da. Dragoș Sândulache, da. Mă rog, Anisa, îi salut pe această cale. Cine mai era acolo? Mitoșeru. Da. La ziua Oanei? Nu. La evenimentul respectiv. Unde am înțeles. Lansarea respectivă de... Așa. Partenerii și... erau și la ziua Oanei. Și eu vorbind cu Bianca, chiar spune adevărul. Deci o femeie care își asumă întru totul tot ce s-a întâmplat. Deci pentru prima oară în viața mea, când o femeie iese public și spune lucrurilor exact cum au fost. Într-adevăr. Nu știu cine a dat pentru like. La început, cred că cum am dat like, început. Cum ne-am cunoscut și ea trebuia să plece la Londra și i-a spus: "Nu vrei să vii la un eveniment pentru că pentru mine e un lucru fantastic. O să defilez alături de fiul meu." Dane, era o chestie fantastică foarte pentru mine. Tare, da. Și zice: "Bă, da, am să vin." Și a venit cu o prietenă foarte bună, un medic de la Brașov, a venit, au intrat în incinta respectivă. Noi nu eram încă îmbrăcați. N-am făcut cunoștință. Bună seara, eu sunt Marcel, Maximilian, Bianca, Emma. Bună seara, ne scuzați, mergem să ne schimbăm. Adică să vă luați hainele, da, de prezentare. Să hainele, da, să prezentăm și așa mai departe. Am defilat cu Max, am prezentat hainele respective, după care am stat de vorbă la un pahar de roze, afară, cum să stă de vorbă între oameni civilizați. Și în după, seara după care ne-am dus, ceva unul pentru după altul. Care ne-am mutat vis-a-vis la o terasă unde cântau muzică live, de acest ballroom. Deci ce spune Bianca e întru totul adevărat. Nu, păi, nu văd de ce ar minți. Ar fi culmea să mintă. Provocarea vieții tale este să spun adevărul la finalul relației, nu. Că de obicei ele la final nu mai spun sau adevărul. Eu să spun că la început nu prea au de ce să se spun. Sau eu să spun că nu spune adevărul. Așa a fost, într-adevăr. Da, nu. Ne-am mutat cu toții. Este că fiind totuși la început, ea iese în fața țării practic acum și spune: "Da, domne." Da, domne, am stat de vorbă. Asta este și pot fi viitoarea lui iubită. 12 ore. Adică fără spaime. E foarte tare. După care ne-am mutat la o terasă vis-a-vis unde cântau muzică live, cu toții, eram vreo 17-20 la masă, am stat de vorbă, le-am povestit câte lune și stele, că eu am foarte multe de povestit. Ai multe, e adevărat. Bineînțeles. Ai, ce altul. Le-am povestit și din show-ul respectiv, am râs, ea mi-a povestit din show-ul la care a fost, eram cu băiatul meu lângă mine, după care Mihai a propus să mergem în centru vechi. Că era animație acolo. Bine, oamenii închideau restaurantul. Pe la ora 2 s-a închis restaurantul respectiv. Da. Hai să mergem. Hai să mergem. Și am plecat cu toții. El Gringo. Nu. Ca la Sibiu. Ca pe vremuri la Sibiu. Nu, dar când a luat-o la vale în centru vechi, toată lumea, hai la un șat stânga, hai la un șat dreapta. Și când am ajuns, eram deja euforici. Și a început seara. De o manieră fantastică. Și am stat de vorbă despre tot și toate, mi-a spus despre business-urile ei, mi-a spus despre familia ei, despre... Ce face ea? Ceva în... Are un salon, am înțeles, estetic, și a cumpărat un restaurant pe care vrea să-l redecoreze, de asta a și plecat la Londra, să ia imagini, mă rog, mi-a povestit... Ceva cașcaval ar avea. Bine, mă, dar... Nu e vorba de asta, dar nu e vorba. M-a invitat la inaugurare. Cașcaval la restaurant, la asta mă referam. Ceva cașcaval acolo prin bucătărie. Da, dar un cașcaval anume, care putem să-l... Putem să-l facem bulete, adică să-l băgăm frumos. Sau să-l răzuim pe... Sau să-l răzuim pe alte... Pe paste, pe paste. Da. M-a întrebat ce meniu să... Deci să... îndeplinim... Marcel. Da, îndeplinește, permit să, frumos, să ținem un nivel de discuție mai, se apropie weekendul. Îndeplinește marile condiții pe care le-ai căutat tu la femeie. Dar e o femeie foarte caldă. Nu e cântăreață, nu e artistă. Nu. Să fie o diferență mare de vârstă. Da. Să fie simpatică, bineînțeles, că și el arată bine. Să aibă, să fie pe picioarele ei. Nu? Dar... Și, nu, pe picioarele ei, pe tocuri. Pe tocuri. Foarte și important. Să fie volubilă, să ai cu cine râde și... Dar nu e o femeie extrem de volubilă. Adică, chimia comunicării e fantastică. Nu pot să spun că nu m-am simțit foarte bine. Da. Gândește că a stat până la 5 dimineața.
când a început ploaia, zic, Max, acum trebuie să luăm la Del, că noi stăm foarte aproape de centrul vechi. Ele au plecat, ea cu Emma au plecat unde stăteau la hotelul respectiv. Eu cu Max ne-am dus acasă. Ne-am simțit foarte bine. V-ați și pupat în seara aia. Dane, am stat de vorbă, că era muzică, și am stat la ureche de vorbă, că nu te auzi. Ba, așa că omul nu se pupă în ureche. Asta. Bine, se pupă lumea. Și am stat bot în bot. E mult. Banul Chirilă, Dane, sărută-mă în ureche. Dane, e mult spus, ne-am sărutat. Noi, am zis v-ați pupa, nu v-ați sărutat. Nu. Așa, timid la adică, început. Stai de vorbă la ureche, că e muzica s-ai tare, nu înțelegi ce se aude, ce se spune. De draci o săruți, că nu înțelegi. Ca să nu creezi o de-aia ca la avion. La avion trebuie să stai cu gura deschisă. Și după un magnum de șampanie, îți dai seama, euforia, bulele, mă rog. Corect. Prima seară, mă rog, s-a desfășurat în aceste auspicii, în circunstanțele astea de veselie, foarte ok. Ce a urmat? Că de obicei, știi, rămâne totul la stadiul ăsta. Cum ați mers mai departe? Păi adică e clar că era dorință dinspre ambele părți. Dar n-am mers în niciun fel, pentru că a doua zi dimineață m-am trezit, mă rog, ne-am trezit pe la 10, au plecat la Brașov, ai ajuns, n-ai ajuns, ceea ce este foarte corect și foarte civilizat. Ați ajuns, sunteți bine, e ok, cum e drumul, e aglomerație. Adică lucruri uzuale care le vorbesc doi oameni civilizați, la un moment dat, când au petrecut o seară fantastică. Și au ajuns, mă rog, s-au oprit, au mâncat, au ajuns pe la 1 după amiază. Eu eram acasă cu băiatul meu, a venit pe la mine, am stat de vorbă, zic, Max, a fost o seară extraordinară. Max a avut și aportul lui fantastic, pentru că Max... Băiatul meu este un tip care, cum să spun eu ție, completează, foarte mișto, completează ambianța, înțelegi? Da. E civilizat. Eu-l cunosc, un băiat foarte bine crescut. Gândește că... o prezență atunci, agreabilă. Da. Atunci când am mers în centru vechi, era frig. Ele erau, cum să spun, în rochii. Max a scos sacou, eu am scos sacou, le-am pus, că e și normal să fie așa. Suntem doi bărbați adevărați. Nu, transmiteam parfumul. Exact, da, da, da. El avea un parfum. Da, mă, știu, îl cunosc și îl și salut. Da. Băiat chiar extraordinar. Da. Asta a fost. Bianca nu minte cu absolut nimic din tot ce s-a întâmplat. E un lucru care cum să spuneți, și-a asumat lucrurile cu o forță teribilă. În fața... Asta e primul lucru pe care l-am remarcat, ăsta a fost. Și observ lucrul ăsta, să știi. Pentru că aici, tot ce vorbeam noi în seriile acelea de balamuc, de zminteală, vorba domnului avocat Ionașcu, nu se spuneau lucruri chiar aiurea. E foarte greu pentru următoarea fată care va deveni, că nu o să rămâi burlac până la moarte, Doamne ferește, care va deveni partenera ta, iubita casă, ta, totuși, soția ta, habar n-am. Trebuie cumva să iasă în fața publicului la un moment dat și să răspundă la întrebările celor care o să o preseze, în principal de la presă. Dom'le, nu ți-e frică? Uite ce i s-au adus, ce acuzații s-au adus, că e violent, că mănâncă banii femeilor, că îți face panoramă după aia, ți-aduce saci pe aici. Adică sunt lucruri care ție ți s-au întâmplat. Ai fost acuzat de lucrurile astea, pe unele chiar le-ai făcut. E greu de suportat așa ceva. Și atunci cu toții ne întrebam, bă, va mai exista oare o a șaptea? Sau cum va arăta ea, sau ce fire va trebui să aibă ca să treacă peste lucrurile astea. Iată că avem acum un posibil răspuns. Tu ai vrea ca ea să fie următoarea ta iubită, oficială? Nu spun că să fie a șaptea, vorbește... Nu, soție, eu vorbeam de soție, că nu știu dacă aici te-ai frip de 6 ori, mi-e greu să cred că te vei mai nu știu dacă mai oficial. Pot să mai fac următorul pas. Ai putea avea o relație fără să ai acte semnate și atunci să fie a șaptea... Na, și cum combina să numără? Eu sunt un spirit deschis, Dane. Mă cunoști foarte bine, mă cunoașteți foarte bine, Silviu mă cunoaște foarte bine. Cum să spun, nimic nu e imposibil. Eu, cum să spun, sunt o persoană deschisă. Cine vine către mine cu sufletul deschis, e bine primit, să știi. Adică nu spun nu unei relații extraordinare cu o femeie care își asumă în viața ei toate lucrurile. Gândește că am stat de vorbă... Ea personal, că așa la general am înțeles. Ea personal poate fi. Deci gândește că e o femeie care și-a asumat absolut tot, mi-a spus absolut tot ce s-a întâmplat într-adevăr. Mi-a povestit că a avut o căsnicie de 2 luni, după o relație de nu știu câtă vreme, și după 2 luni a divorțat. Da, adică lucrurile s-au schimbat... Se întâmplă destul de des lucrurile. Lucrurile s-au schimbat așa dintr-o dată. Mi-a povestit ce s-a întâmplat, după care mi-a povestit că are o fetiță de 11 luni, i-a murat sănătate. Am stat de vorbă despre momente din viață, cum am crescut eu băiatul, cum ea vrea să crească. Într-o perioadă foarte ușoară a vieții, să crești, să ai un copil de până într-un an singură,
Îți mănâncă foarte mult din timp liber. Nu, și să păstrezi spiritul ăsta așa deschis. Asta e bașca, da. Mă gândeam cum veți putea ține legătura sau ce ai de gând să faci. Ia înțeleg că stă în Brașov? Ia stă în Brașov. Nu ne-am gândit la pasul următor. Din contră, rămânem pe loc, ne privim unul pe altul. Ea a fost la Londra, eu sunt în București. M-a sunat când a venit de la Londra, într-adevăr am vorbit, am ajuns în București. Ok, mă duc la Brașov că am multe de făcut, că s-a dus să ia conceptul unui restaurant de acolo, vrea să facă vintage, mă rog. Adică vorbim despre lucruri foarte, foarte normale și foarte reale. Am înțeles. 6 relații foarte serioase și multe altele, că vorba aia ai fost un sportiv de succes, un bărbat atrăgător, nu le mai numărăm pe alea, că nu se pun și nici nu contează, nici nu-i frumos să vorbim despre ele, dar 6 relații oficiale îți conferă cumva și o experiență. Față de începuturile celorlalte șase. Și un handicap, Dane. Da, nu, acum vreau să mă refer la altceva. Din experiența începuturilor, din relațiile trecute, cum ți se pare începutul ăsta? Adică poate fi unul care să ducă la o relație serioasă? Da, sigur, cum să nu? De ce nu? Sincer spun. Simți ceva nu mai mult decât o prietenie? Adică e o femeie fair play, sunt mai multe feluri. Dragoste la prima vedere, îndrăgostirea pe parcurs, doar o atracție fizică. Cum ai definit un momentul ăsta? Deocamdată suntem doi oameni care ne spunem lucrurilor pe nume. E o femeie fair play. Adică nu ascunde pare nimic. Pare o relație de prietenie sinceră. Ok. Zic asta pare acum. Asta este, înțelegi? Pentru că e o femeie fair play. Nu ascunde nimic din ce a făcut. Adică nu spune nimic aiurea sau să acopere oala cu capacul. Sau ascunde cu măiestrie, mai e și nuanța. Sau poate să ascundă cu măiestrie. De ce să plecăm la drum? Să nu ne împiedicăm, să nu ne împiedicăm în fața primelor. Să știi că este... Iartă-mă, Marcel, gândul meu pervers m-a dus acolo. Iartă-mă, ai perfectă dreptate. Așa este. Nu te lua după capul meu.